Poate au talent sau poate nu? Aceasta a fost întrebarea pe care profesorii de sport și-au pus-o înainte de Cupa Mărțișorului. În căutare de noi sportivi cu potențial, Direcția Județeană de Tinere și Sport i-a chemat sâmbătă pe toți copiii și tinerii de la gimnaziile și liceele din Giurgiu. Aceștia au fost puși la încercare la probele de viteză și lungime. Pentru sportivii legitimați, verificarea nivelului de pregătire, iar pentru cei nelegitimați reprezintă și o acțiune cu caracter de selecție, antrenorii prezenți la această acțiune putând descoperi elementele cu calități deosebite la această ramură de sport și cooptându-i astfel în secțiile de performanță. Cu siguranță au fost rezultate foarte bune la proba de viteză și unii dintre ei vor fi selecționați de antrenorii prezenți la această acțiune. Inițial, competiția a fost programată în data de 1 martie, dar din cauza campionatelor de atletism, aceasta a trebuit amânată încă o săptămână. Totuși, acest lucru nu i-a deranjat pe profesorii și antrenorii care au dorit să inițieze cât mai mulți tineri în tainele sportului, sau dacă nu, măcar să facă puțină mișcare. În primul rând că ei fac mișcare și mișcarea este o chestiune care ne-ar interesa pe toți, nu numai pe copii. Dar rămânem la copii, la concursul de astăzi. Este organizat de Direcția Județeană pentru Sport, Tinere și Sport. Este un concurs foarte binevenit în acest moment al anului școlar. De ce? Pentru că încep alte concursuri, tetratlon și altele care pregătesc. Până la urmă este un preambul al acestor concursuri care vin la vârsta lor, la vârsta lor de participare. Copiii sunt unii ușor nepregătiți, unii pregătiți. Să cunoaște diferența între cei care fac sport de performanță și cei care nu. Adică care vin la antrenamente și care nu vin la antrenamente. La finalul concursului, toți participanții au primit tricouri și șepcuțe, iar cei care au urcat pe podium au obținut și diplome oferite de către organizatori.